Ce-o fi și asta? Deschidere la Prodigy. Cred că a fost prima chestie publică, primul party public la care s-a auzit drum and bass în România. Asta din ce știu eu, eram foarte mic pe vremea aia și n-aveam nicio treabă. După aia drum and bass a luat foarte mare amploare cu casa Tralala, de care toată lumea cred că știe și a auzit. După care toate cluburile care au fost și mai sunt, care susțin stilul de muzică și curentul drum and bass în România. Cel puțin depinde de producător, pentru că există mai multe tipuri de drum and bass, mai multe vibrații, mai multe... Pe ansamblu, mesajul îndeamnă la dans, clar. Lumea când ascultă drum and bass deja nu ascultă ceva ca să se relaxeze, merge clar la party, merge la distracție, merge, iese în oraș pentru muzică, foarte mult, mai mult decât pentru a ieși în oraș. Muzica nu mai e parte din background, e muzica. Wow! Am fost atât de aproape să fac pogo. Să mă arătur celor care dansează cu atâta învocare acolo în ring, pentru că dansul e, cred eu, mai mult de 50% din ce înseamnă drum and bass pentru mine, din manifestare. Deși aici mai intră și expresia trece de niveluri, de anumite bariere artistice, putem vorbi de outfit deja, putem vorbi de fashion. Oamenii care se întâlnesc la eveniment de drum and bass se îmbracă într-un anumit fel. Da. Merg în anumite locuri, frecventează anumite locuri, citesc anumite cărți, se uită la anumite filme și împărtășesc niște experiențe comune totuși. Pastilații, dacă ar veni din ce în ce mai e, mulți, ar fi și mai bine. Vorba de droguri aici. Păi da, vorbeam de droguri, pastilații, da. Doar nu îi doare capul. Iau aspirină. Se spune așa că bagă ecstasy. Dacă e să o dăm pe bună. Da, nu știu. Sunt foarte mulți pastilații, whatever.
care nu sunt, nu mai au cum să-și cum să dea, mă, să-și satisfacă, să-și satisfacă mușchii, știi? Și adrenalina pe haos sau minim. E foarte, da, e, prinde. Adică chiar dacă nu ascultă lumea fragmentul ăla care se pune, e foarte ok pentru că merge. Doar pentru că există niște oameni care promovează, inclusiv în advertising și publicitate, de bla bla. Asta nu înseamnă că e mainstream. Sau. Nu poți să numești mainstream un stil care cu chiu cuva îi strânge de 500 de oameni. 600 de oameni, petrecere cu nume de afară, sonore. Vârfuri top. În comparație... Plus că n-auzi la radio, n-auzi la TV. În comparație, da. În comparație cu, la radio. Mai era, jurida, cu un concert rock, unde se strâng 15.000 de oameni, sau cu... ce să zic... E adevărat că și bugetele sunt diferite și că... da, nu știu, și rock bănesc la început tot așa, până la 500 de oameni. Îmi plăcea pogo, nu neapărat să mă duc eu să mă fac la grămadă, să mă împing. Îmi plăcea să stau și să mă uit, știi, să râd de alții. Dar acum, după anumite experiențe care mi-am avut, mi se pare prostie. Adică se ajunge să se strice partidul din cauza unui pogo, doar faptul că se aruncă unul peste boxe, se aruncă unul peste DJ, se împing între ei, spar capetele, se umplu de sânge, vine poliția, știu eu, poate să degenereze chestia asta cu pogo. Dar există și o toleranță pentru chestia asta. Dacă un pogo, un culț restrâns între cuiva și nu se lasă la împins crowd-ului dintr-o parte în alta clubului, e ok, dar